și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, prin mila lui Dumnezeu, iată-ne la Duminica Florilor 2022. Aș vrea să vă duc în urmă cu 2000 de ani să putem retrăi ce s-a întâmplat atunci. Era ultima săptămână a Mântuitorului în lumea aceasta. Pentru prima dată, într-un mod triumfal, intra în Ierusalim pe un măgăruș, pe un asin, și a spus la doi din ucenicii lui așa: mergeți în cetate și veți găsi o asină, un măgăruș cu puiul ei, dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba gazda de ce faceți asta, spuneți că Domnul are trebuință de el. S-au dus, l-au dezlegat și Evanghelia spune că oamenii și-au dezbrăcat hainele, au pus hainele lor pe măgăruș, înaintea măgărușului, au luat ramurile de finic și au început să strige: Osana, binecuvântat este cel care vine într-un numele Domnului, trăiască împăratul! Preoții cei mai de seamă, când au văzut asta, auzi ce spune, ce spun, ce cântă, spune să tacă. Și Hristos spune: dacă nu vor striga ei, pietrele vor striga. Și tot în Scriptură spune: din gura pruncilor voi scoate laudă. Și poporul a continuat să laude și să-L binecuvânteze pe Dumnezeu. Dragii mei, în dimineața aceasta vreau să iau 7 poze, 7 fotografii. Dacă ți-ai făcut vreodată fotografie cu un grup și când a venit fotograful, te-ai uitat, aici eu sau aici sunt, în dimineața aceasta vreau să iau foarte fotografii, 7 fotografii și să ne uităm. Fiecare vom fi în una din aceste fotografii. Fii foarte atent că flash-ul va fi scurt, fotografia va fi scurtă, pentru că sunt 7 la mult. Prima fotografie sunt cei care ascultă necondiționat. Mântuitorul spune: vă duceți în cetate, acolo va fi un asin, o măgăruș, și îl deslegați. Și oamenii nu comentează, nu pun întrebări, ci ascultă necondiționat. Prima categorie la storii sunt cei care ascultă, repet, necondiționat. Se spune că cineva a ajuns în rai și era o grămadă mare, mare de urechi. Și omul a spus: dar ce-i cu urechile astea aici? Unde sunt oamenii? Păi zice: numai urechile au fost la biserică. Oamenii au fost plecați, fiecare la holta lui și așa mai departe. Și urechile s-au mântuit și oamenii nu sunt aici. Dragii mei, e o mare diferență între a auzi și a asculta. Mântuitorul a spus așa: nu cel care spune Doamne, Doamne, și face voia Tatălui meu. Vreau să cred că în dimineața aceasta cei dinaintea mea, credincioșii noștri dragi, sunt cei care împlinesc cu bucurie. Am consiliat mulți oameni de-a rândul vremilor. Am vorbit la mulți oameni. Dau exemplu, unul simplu. A venit o doamnă cu frământări, săraca, cu probleme. Avea o relație nelegitimă. Am stat cu ea și a spus: doamnă, eu nu sunt aici să vă condamn. Dar un act astfel de act e curvie. Ori vă măritați, ori rupeți relația. Femeia foarte serioasă, cu Dumnezeu a spus: mă văd și vă spune, ori ne căsătorim, ori se rup treburile între noi. Sigur, omul n-a avut căsătoria, a urmat curvușar și lucrurile s-au rupt. Dragii mei, a asculta cu bucurie înseamnă a auzi și a împlini ce spune Dumnezeu. Nouă ne place să comentăm, dar de ce să ascult? De ce să fac? Prima categorie aici e oameni care ascultă fără să comenteze și împlinesc. Poate vei spune: dar ce să ascult eu? Ce îmi spune Dumnezeu mie? Ascultă-mă ce să ascult. Chiar acum când eu îți vorbesc, Dumnezeu îți vorbește în cuget și spune așa: du-te și te împacă cu cutare, că de ani de zile n-ai vorbit. Du-te, întinde mâna,
nu mai bat jocurile pe putoare. Și la fiecare Dumnezeu ne spune ce avem de făcut. Ascultă ce spune Dumnezeu în cuget. Revin. Prima fotografie e a oamenilor care ascultă necondiționat. Dumnezeu îi spune, fă asta și omul se apucă să facă. A doua categorie spune, dacă vă întreabă de ce luați măgărușul, spuneți așa, Domnul are trebuință de măgăruș să vopsesc, să pun acoperiș la biserică. Vreau să vând măgărușul și să pot cumpăra bani, să pot cumpăra acoperiș pentru biserică. Revin. A doua categorie, ascultați-vă, sunt oamenii care dau bucuros. Repet. Sunt oamenii care dăruiesc lui Dumnezeu bucuros. Și vă spun cum sunt ei. Ei sunt de obicei anonim. Aici nu scrie, cum l-au chemat pe cutare, pe stradă, a fost anonim. N-a știut nimeni de 2000 de ani se predică de cei care au dat măgărușul lor lui Hristos să încarce pe el. Dar nu le scrie numele. Oamenii din al doilea tablou, ascultați-mă, ei dau bucuroși pentru slava lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Dumnezeu are toate lucrurile. Toate lucrurile. N-are nevoie nici de banul meu, nici de leul meu. Dar a dărui înseamnă a spune, Doamne, te prețuiesc pentru că Tu mi-ai dat așa de multe lucruri. Există un verset în Scriptură, există două texte în Scriptură, patru aminte de două. În Macedonia, în vremea Noului Testament, a fost o foame lucie. Și scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, dacă vedeți acasă, și 2 Corinteni 8 cu 3. Au dat de bună voie, după puterea lor și peste puterea lor. Scrie versetul 3, un verset mai în față. Sărăcie era lucie. Nu știu cum e sărăcie la lucie, n-am văzut aceea. Dar în sărăcia lor lucie au dat peste puterile lor. A fost la templu, Hristos predica, și oamenii aruncau banii de departe, să audă fiecare, să vadă că el dă. Dar a fost o văduvă. Doi bănuți avea. Toți banii ei erau doi bănuți. Ia o jenă. S-a dus și încet, a lăsat banii acolo. Și când au căzut banii, Hristos se oprește și spune, adevărat vă spun că văduva aceasta a dat mai mult decât toți ceilalți. Cum, Doamne, mai mult? Ia, dar doi bănuți mai mult. Pentru că Dumnezeu se uită cum dai și la cât rămâne după ce dai. A doua poză, ascultați-mă, sunt oameni care dau nu cu inimă strânsă, nu cu zgârcenie, ci dau cu bucurie. Doamne, dă-mi și mie inima aceasta să dau cu bucurie totdeauna. A treia poză, sunt cei care cântă voios. Tot poporul cântă, copiii cântau, Osana, fii binecuvântat. Dragii mei, spun un gând. Cântau copiii atunci. Știți, copiii totdeauna au două caracteristici. Sunt foarte sinceri și ei știu că depind de părinți. Dacă tata dă sau mama dă, spun mulțumesc, știu că de la tine am. Revin. Eu vă chem, dragii mei, la Sfânta Liturghie, să nu stați, iertați-mă ca mulți, și să cântați lui Dumnezeu din toată inima. Suntem aici să ne închinăm, să ne binecuvântăm lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru bunătățile tale, pentru bucuria ta. Noi am așa să om inventat strana și nu-i rău asta. Dar nu a fost strana de la început. Tot poporul trebuie să-l aude pe Domnul. Tot poporul să cânte. M-aș bucura dacă într-o zi Popescu cu Doric ar da tot la toți bărbații. Apoi doamna educatorului ar da tot la toate femeile. Dragii mei, suntem aici să ne închinăm și să lăudăm pe Dumnezeu. De aceea, deschideți gura larg. Revin. Tu cânti voios sau morocălos? Cei de aici, al treilea tablou, sunt oamenii care cântă voios Dumnezeu. Dar vă spun ceva. Care cântă voios. Nu cântă numai la biserică. Ei cântă mergând cu mașina. Nu cântă cu voce tare. Spălând vase. Ei mereu îi cântă lui Dumnezeu. Și aici aș dau drumul. Dragii mei, vă provoc, săptămâna aceasta să cântați într-una, să spune, laudă ție, Doamne, îți mulțumesc ție, Doamne, pentru toate darurile. Și apoi, de ziua învierii, să putem cânta cu adevărat, cu toți, Hristos a înviat. Al patrulea tablou, auziți? Sunt cei care totdeauna critică.
spuneau, auzi ce spune? Oprește-i să tacă. Și erau fariseii, cărturarii, religioși și vremii, care totdeauna erau, totdeauna ei cârteau, totdeauna păcau de vină, totdeauna. Vă spun două după regea. Se spune că a fost un profesor care le-a dat o foaie la toată clasa și pe vers a fost un punct negru. Și a spus, testul de astăzi e așa, să scrieți ce vedeți voi. Și au început unii să măsure punctul și au scris, punctul e negru, punctul e mare, punctul, și au scris, fiecare despre punct. Și au scris. Și când mi-a luat profesor, fiecare a scris despre punct. Și omul a spus, profesorul a spus, auzi, foaia e atât de mare și de albă, voi nu un punct ați văzut, punctul negru, foaia e mare și albă, dar voi numai punctul negru ați văzut. Ascultați-mă care este. Sunt oameni, aici de noi, care numai puncte negre văd. Dumnezeu e bun, cineva a greșit cândva, s-a pocăit de păcate, dar tu ai punctul negru în ochi și numai punctul negru le punct negru la cutare, punct negru la cutare și mereu, mereu critici. Dar inima ta e rea, foarte rea, că tu critici mereu. Vă mai spun o întâmplare. Se spune că într-un orășel de port stătea un domn în vârstă ca fratele Remus cu minte și a venit cineva care a vrut să munte acolo. Și a întrebat, cum sunt oamenii aici în orașul acesta? Dar de unde vii tu? Cum îți? O, domnule, răi, să mănâncă unii pe alții, să părăsc unii pe alții. Așa se aici, zice. S-a dus, a venit un altul. S-a întrebat, vreau să mă mut aici. Cum sunt oamenii aici? Dar de unde vii tu? Cum îți? Domnule, îți prietenoși. Domnule, au dăruire de sine. Ai tot stat cu ei. E extraordinar. Să știi că așa și aici. Cineva a auzit. La unul mi-a spus într-un fel, la unul mi-a spus în altul, a spus, domnule, nu vă supărați. Doi oameni m-au întrebat, cum e în Chitișa? Și la unul mi-a spus, e rău, să pânăți, nu dau bani la biserică de toate. La unul mi-a spus, e bine, e minunat. Care e adevărul? Amândouă sunt adevărate. Ascultă-mă. Cum ți-e inima, așa îi vezi pe oameni. Dacă inima ta e cu puncte negre și rea și lacuma, pe toți îi vezi negri. Dacă inima ta e plină de Dumnezeu și de bunătate, n-o să ai nicio critică, ci o să binecuvintezi pe fiecare om. Repet, să nu fie prea lung. Ești din tablou care critică. Critici bărbatul, critici soția, critici tot, pe toată lumea tu critici. Ascultă, dragă. Trebuie să te pocăiești de asta. Oamenii care critică sunt oamenii care n-au iubirea de Dumnezeu. Oamenii care au iubirea de Dumnezeu. Și ei văd că și cu tare greșește, că și tu greșești. Și cu tare greșește. Dar nu se uită la puncte negre, ci se uită la ce are frumos în viața celuilalt om. Mergem un pas mai departe. Apoi sunt cei care au zis, vă rog, vindeau și cumpărau. Unii se rugau în templu de numai nu. Unii, treaba lor era mielul pot vindea mai scump, cum putem, și preocuparea lor era tot să vândă, să cumpere. Hristos vine, le răstoarnă mesele și spune, casa Tatălui meu e o casă de rugăciune. Acum ascultați-mi, avem nevoie de bani și la biserică și că mulți. Avem nevoie de bani acasă, dar nu banii sunt prioritatea. Problema acestor oameni era aceasta, acesta e al cincilea tablou. Prioritatea mea e să mănânc, să fac bani. Bani, bani, bani. Dumnezeu, când am timp și de El? Fraților, Hristos vrea să facă revoluția astăzi în tine și să spună, vreau să dau, să dărâm din viața ta tot ce rău și vreau eu să fiu pe primul loc și împărăția mea. Și dacă mă cauți pe mine și împărăția mea și voia mea, eu voi face ca celelalte să ți se dea pe deasupra. Te întreb, ce-i prioritar pentru dumneata? La ce te gândești toată dimineața? Cum să mai învârtesc? Ce să mai fac? Nu e rău să fii om de afaceri. Rău e când afacerile, banii, nu știu, materia e pe primul loc și nu Dumnezeu. Vă chem astăzi să lăsați pe Hristos să facă revoluție. Mai este a șasea categorie. Era o șasea categorie. Era Iuda, era Pilat, era mari preoți. Știți care era problema lor? Cum să-L omoare pe Iisus? Vă spun acum când vă vorbesc.
Pe plan mondial se pregătește scena anticristului. Trebuie să fie anticristul, să fie înscăunat. Și eu vă spun așa să știți. Faptul că în curând va veni legea așa, va trăi să cununăm bărbat cu bărbat. Femeie cu femeie, eu nu vă mai preot atunci, că nu o să pot face așa ceva. Dar anticristul vrea să măture pe Hristos pentru totdeauna. Și vreau să știți că acum se luptă grozav pentru acest lucru. Ascultă-mă, nu încuvința aceste lucruri. Dacă încuvințezi aceste lucruri, spui, așa e lumea, așa e vremea. Tu deja ești unul care îl omori pe Hristos. Cred că aici, înaintea mea, n-am așa ceva. Și mai este o categorie. Oamenii spune, tot poporul îi sorbeau predicile. Erau oameni care când ascultau, îi sorbeau cuvântul și spunea, mai vorbește, Doamne. Asta e a șaptea categorie. Vreau să cred că dumneavoastră sunteți de aici. Din aceea, psalmistul David spunea, când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit. Pentru că el a fost toată bucuria și veselia sufletului meu. Cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu, Fete Dumnezeule. A șaptea categorie sunt cei care îi spun lui Hristos, Doamne Iisus Hristoase, te florim, vino în templu ființei noastre. Doamne, schimbă mintea noastră, toate gândurile dăm o parte și te punem pe tine acolo. Doamne, mătură, orice ură, orice neiertare, Doamne, mătură, dă-l o parte. Doamne, vreau ca vorbele mele, vreau ca umbletele mele, vreau ca viața mea să se schimbă. Dragul meu, Hristos vrea astăzi, chiar astăzi când îți vorbesc, să vină în casa ta. Scriptura spune, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Eu, preotul Nicolae, spun lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, intră în viața mea de florit. Curățește tot ce nu-i după voia ta, pentru că vreau să am o săptămână mare cu tine și o înviere cu tine. Repet foarte pe scurt, doar vă spun pozele. Prima poză e cei care ascultă necondiționat. Aud și împlinesc. Doamne, ajută-ne să fim și noi așa. A doua categorie sunt oamenii care dau bucuros. Dau din măgarul lor, din banii lor, din zarul. Doamne, bucuros! Le dăm toate pentru tine. A treia categorie sunt cei care cântă cu inimă bună și cântă voios. A patra categorie sunt cei care critică, dar eu cred că nu vor mai fi chișa niciodată. Nimeni nu va mai critica, nici pe preot, nici pe ghieș, nimeni nu mai critică de astăzi. De asta înainte, vedem numai calitățile. A cincea categorie, oameni care pun vânzarea, cumpărarea pe primul loc. De asta înainte îl vom pune pe Hristos, apoi nu vom plănui moarte și vom spune, Doamne Iisuse Hristoase, vino în viața noastră și ajută-ne să te întronăm pe tine. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului.